o stimulare, da? Vrei să te autodepășești, vrei mai mult de la tine, asta vrei să spui, nu? Că nu ești mulțumită cu tine. Exact. Da? Asta sigur că este o competiție cu tine însăți. Exact. Dar în același timp, nu e bine nici să te gândești că ce n-am putut eu să îndeplinesc până acum. Adică, hai să fim serioși, la 26 de ani... Bine, asta e partea pe care am spus-o eu aici, că nu mi-am întemeiat o familie, că nu sunt stabilă încă, nu sunt pe picioarele mele și toate astea. Doar că în trecut erau unele lucruri pe care vroiam să le duc, trebuia să le duc neapărat și n-am putut din cauza mea, pentru că n-am luat deciziile corecte. Aici. Ai învățat? Într-un fel îmi reproșez eu. Ai învățat ceva din ce ți s-a întâmplat până acum? Da. Ai tras o concluzie în urma căreia poți face o raportare și să nu mai faci o astfel de greșeală? Da, cu siguranță. Pentru că a greși este omenește. Da? Dar dacă repetăm greșelile după ce am văzut odată de nouă că am greșit, atunci... Cu siguranță nu o să mai repet acele greșeli. Asta e minunat. E o lecție învățată. E o lecție învățată. Și ce poți să spui referitor la asta? Adică ca tu să-ți descarci acest conflict, să ți-l rezolvi. Pentru că se vede că te-a marcat, adică ți-a întărit ceea ce tu deja îți reproșai. Și în loc să te ridice de acolo din zona în care erai și să spună: ok, Constantina, nu-i nicio problemă, ai avut niște eșecuri, ai avut niște mici ezitări, niște mici neîmpliniri, dar nu este timpul pierdut și nu este nici o vârstă de la care să nu poți să mai faci absolut nimic. Ba dimpotrivă, dacă ai conștientizat unde ai greșit, dacă ai conștientizat că o mare parte din dorințele tale nu s-au împlinit tocmai pentru că ai dat, cum să zic, ai acordat prioritate altor probleme al altor persoane în detrimentul dorințelor tale, e timpul să pui capăt acestui comportament și să te comporți altfel, astfel încât să spui: ok, sunt mulțumită de mine, îmi propun să realizez asta și asta voi face. Tocmai. Da? Acum nimeni și nimic nu o să mă oprească să-mi duc la bun sfârșit. Asta este gândirea. Asta este gândirea. Așa trebuie să vorbești cu tine ca să ajungi la atingerea unui scop. Nu să mă întorc în trecut, nu să mă lamentez, uite, știi ce puteam eu să fac până acum dacă nu s-ar fi întâmplat, ci dimpotrivă, ok, s-a întâmplat, până aici am tras linie, am văzut unde am greșit, îmi repar greșelile și nu o să mai greșesc. Și obiectivul meu principal va fi ăsta. Păi tocmai, acum mi-am pus am un nou vis în față, abia aștept să ies din competiție, să pot să încep să-l duc la bun sfârșit și cred că asta poate o să-mi înlocuiască toată acea frustrare, acea durere. Asta sper, nu știu. Uh-huh. Îmi doream foarte mult, cu ceva timp în urmă, să dau la o școală de stuardeze. Așa. Și nu am putut. Și am vrut, înainte să înceapă această competiție, dacă nu m-aș fi înscris, aș fi vrut cu toate astea, după ce am încheiat acea relație, fosta mea relație, vroiam să încep o școală de stuardeze, care nu am făcut-o până la urmă. Ăsta era visul meu. Ți-a rămas ca un vis neîmplinit? O să rămână. O să rămână pentru că știu că nu se poate, dar atunci să întemeiezi o familie, trebuie să o las deoparte, acest vis. Acum știi cum e, depinde ce e mai important pentru tine. S-ar putea ca, cum spuneai mai devreme, că te-ai fi văzut mămică, poate da. Satisfacția de a fi mămică îți va umple acel gol. Acel gol, da, știu. Și poate vei realiza că bucuriile mărunte fac de multe ori fericirea noastră. Ai găsit ceva, Grigore? Vreo frază, ceva care să te fie... Nici tu, Mariana? De ce nu spui care mi-ai pus tu în casa Nimic. Beților? Care? Să ți-a zis că ești mai frumos tu, ca Brad Pitt. Ali?
Doamna Daniela, nici măcar. Oana? Eu nu am nicio frază care să mă fi întors în timp sau să mă fi marcat așa, nu, din fericire. Adică nu. Ți-a plăcut tot ce ai auzit până acum, orice neapărat, frază spusă? Ce nu am auzit e ca și ce... Eu am auzit și o frază pe care să pot să vă spun. Dar stai că nu te-a întrebat pe tine. Dă-i voie Oanei să ne spună ea. Sau ce am auzit de rău a fost că atunci cum a spus dumneavoastră, probabil e frustrarea lui, a persoanei sau ei, probabil e neîmplinit pe acest plan, probabil a spus-o la nervi, niciodată nu am luat-o așa, sau dacă am luat-o personal a fost pe moment, că eu mă supăr așa pe moment, chiar și plâng și după aceea... Chiar și plângi? Da, plâng așa pe moment, mă consum așa și după aceea nu mai... Depinde și din partea cui vine, da. Ca să fim înțeleși. Dacă e din partea unei persoane apropiate... Depinde cât de mult o valorizezi, da, tu. Da, exact. Da, într-adevăr, mă marchează, mă doare, poate... Dar dacă mă vede cineva pe stradă și mă înjură, de exemplu, acum că m-au văzut la televizor și nu am empatizat cu toată lumea sau așa, sunt sigură că o să-mi aud prin spatele meu tot felul de vorbe. Și eu nu să fiu acolo ca să le pun la suflet. Deci depinde din partea cui vin. Se întâmplă des ca noi și am întâlnit persoane care trăiesc toată viața lor străduindu-se să facă pe plac celorlalți. Da, eu nu sunt să fie acceptați, persoane. Să fie plăcuți de ceilalți. Chiar dacă la un moment dat realizează că nu se comportă cum și-ar dori ei. Se comportă, bravo, strict să fie pe placul celorlalți. Eu sunt la extrema cealaltă. Indiferent ce comportament am avea, fără reproș, un comportament exemplar din punctul nostru de vedere și al unei anumite părți din persoanele pe care, cu care noi interacționăm, niciodată nu o să putem să facem sau să fim pe placul tuturor. Exact. Normal. Nu avem cum. Bine, doar dacă avem, de exemplu, dacă vrem să fim pe placul tuturor, putem să abordăm o conduită perfectă, pot să spun așa. Sau perfecționistă. Atunci, sau... Cine ne poate spune ce înseamnă perfectă? Păi, sunt niște că din regulele... punctul tău de vedere, păi, bine, să, vă spun, să nu ne referim la dacă social. Păi social vorbind, da, dacă nu depășești... Reguli. Exact, dacă nu depășești nicio limită, niciun sens, cu siguranță te va plăcea toată lumea și vei fi un dar om. Dar tu te care vei simți pare... bine comportându-te așa? Păi asta depinde de tine. Dacă tu te hrănești cu părerea lumii, s-ar putea să te simți bine. Dacă să pentru te tine simți contează bine, asta... ești apreciat, da, dar la un moment dat, purtându-te altfel decât ești tu ca persoană, decât da. Felul tău da. De a fi sincer, adică să nu te comporți cum ar vrea ceilalți, cum și-ar dori să te vadă ceilalți. Da, da. Pentru că dacă tu ești un gen de persoană cu un anumit da, comportament normal. Și te porți astfel încât să faci pe placul unei deci, persoane, altei persoane, tuturor... Lucrurile astea, după părerea mea, se întăresc în timp. Adică tu dacă îți dorești să devii un gen de persoană, s-ar putea să și devii, fără să mai fie ceea ce aveai tu în spate și... Cum a spus asta, și tu să te simți bine. Exact, și să devii așa, depinde pur și simplu. Depinde ce fel de că... personalitate ai. Eu contravin celor spuse da. De el și spun că, stai eu, și spun că eu, dacă nu sunt plăcută pentru felul meu de a fi, pentru ceea ce sunt, pentru că mă simt bine cum uh-huh, sunt eu, uh-huh. eu o să mă retrag din acel spațiu și nu știu. Sau vei obosi. Sau voi obosi și la un moment dat și voi la fi constrânsă. Refulez. Exact. Nu știu, eu vreau să fiu, de exemplu, în jurul unor persoane care mă acceptă și mă fac să mă simt în largul meu. Pentru ceea ce sunt eu, pentru comportamentul meu, pentru cum vorbesc, poate nu de cele mai multe ori este așa cum ar trebui să fie. Uh-huh. Pentru că nu sunt perfectă și cred că nimeni. Dar ei sunt acolo să mă treagă, să-mi dea un sfat. Uite, nu ai făcut bine în situația aia, eu aș fi procedat în felul următor. Nu știu. Asta, stai că vreau să zic și am ceva. Și eu prietene, o să termin imediat, care mi-au dat sfaturi atunci când eu am greșit. Dar, la rândul lor, când li s-a întâmplat poate în acea situație sau similar cu acea situație pe care nu au reacționat așa cum mi-au spus mie. Da, adică și le-au reacționat la impuls. Adică au făcut și a spus, uite, abia acum îmi dau seama. Și aici vorbim de relații. Nu eram dar la... tot timpul.